7 egal cu 5. Și iată cum am făcut pe Z, da? Z egal cu Z-ul ăsta. Ăsta este Z, da? Pe 5 părți 7 egal cu... S-a înțeles acum, da? Vezi? De aceea, dacă avem încredere că noi reușim, eu dacă n-aș avea încredere că reușesc să te fac să înțelegi, n-aș veni aici. Mai ales mă lau și filmat aici, îți dai seama, râde lumea de mine. De aceea trebuie să avem răbdare și să înțelegem ieșițul. Nu ne lăsăm nici o clipă. Uite, mai fac încă unul și cu asta o să mă convingi că am înțeles perfect. Da? Și uite cum. Ah, 2x împărțit la 0 plus 3y împărțit la 0 este egal cu... Da, profesor. Nu, el se prinde foarte repede. Da. Este egal cu 7. Iar 2x plus 3y egal cu 5. Echivalent cu 2x plus 3y, tot unde împărți la 0. Da, deci echivalent cu 2x plus 3y, tot unde împărți la 0. Că egal, cu 7, egal cu 7, dar noi știm că 2x plus 3y știm că este dat de problemă cu cine? Cu 5. Da. 5. Și acum urmează. 7, 5 împărțit la 10. 35 trebuia să dau, da? 35. Doar cum spune și mine, pentru că da? 5 ori 7, 35. Așa, 35 și acum înseamnă că 35 împărțit la 10 este egal cu 7. Și de unde Z? Egal cu? 5. Deci, practic, ce am făcut? Nu mă interesează. Pe mine mă interesează să văd același Z. Același împărțitor. Da? Dar dacă îți dau așa... Nu. 5x împărțit la 3Z plus 7Y împărțit la 3Z este egal cu... Final. Acolo. Egal cu... Hai să zicem cu... Da, deci să fie 9, hai să vedem dacă o să corectez pe parcurs, și că 5x plus 7y egal cu 7y egal cu 81. Profesor, 9 ori 91. Ei, cum faci tu aici? Z egal 9. Nu, să vedem. Echivalent cu... Ce observăm? Spune așa, observ că împărțitorul... Observăm că împărțitorul este același. Adică ce este? Z, 3Z. 3Z, împărțitorul este același. Echivalent. Și atunci prima relație se scrie echivalent cu... Cu 5X. Plus 7Y. Totul de împărțit la 3Z. Așa, egal cu 9. Egal cu 9. Dar noi știm că... 5Y plus 7, 9, este egal cu 81. Egal cu 81. Și atunci ieșițul ție de bine. Împărțit la 3Z. Împărțit la 3Z. Z este egal cu 9. Așa. 3Z este egal cu 9. Deci rezultă că 3Z egal cu 9. Și atunci Z, un singur Z va fi egal cu? Un singur Z va fi egal cu 9. Nu. Dacă 3... 3 ori Z. 3 ori Z egal cu 9. 3! Atunci egal cu 3. Corect. Da? Deci, ce important? Să sesizez că împărțitorul este același. Fiind împărțitorul același, a relația cealaltă trebuie să copie de împărțit plus ce e mai strat de împărțitul ăsta, scăzut, și mai strat de împărțitul cealaltul. Și egal cu relația care ți se dă
cea de-a doua relație. Și atunci tu ai înțeles bine că lucrurile așa merg. Nu trebuie să te sperii. Important să sesizezi modelul de Gheșițiu. Împărțitorul este același. Și îl punem la sfârșit, iar cu împărțitul facem tot ce trebuie făcut, toate operațiile. Că e plus, că e minus, tot ce trebuie acolo. La împărțitul peste tot luat. Da. Și de la prima operație, și la a doua, și la a treia. Da? Și facem, spunem exact, operațiile care sunt indicate acolo. Și facem împărțirea la sfârșit, practic. Da? În loc să o facem la fiecare etapă, cum știm noi, o facem la sfârșit prin acest model, că tot acolo ajungem. Dar atenție! Respectăm semnele de la de împărțit, de aici. Ce a fost aici, adunare, scădere, sau ce a fost acolo, respectăm asta. Asta a făcut autorul. Negășițile acestea, în modelul acesta de Gheșițiu, nu a urmărit decât să pună în, cum să spun, să facă pe elev sau pe elevul să știe această șmecherie. Nu-i chiar simpluță. Da? După un exemplu, da. Da, un exemplu, două, până când am înțeles că împărțitorul să fie același. Asta este esențială. Problema atunci lucrurile au mers. Mergem mai departe și mai tu? Nu, nu am nimic. Asta te-a frământat cel mai tare, da, nu? Deci nu ți era clar deloc cum să te apropie de Gheșițiu. Deci, ce se întâmplă? Am descoperit un lucru. Că dacă perseverăm, insistăm, ajungem la rezultate. Ce vreau pentru data viitoare? Să faci câteva împărțiri, să le dau eu și cu proba. Da, cu proba. 7.009 împărțitul la 7.009 împărțit la 9. Tu aștepți un cât. Câtul cu cine este și restul cine este. Și proba. Câtul și restul e unic. Și tu și proba, da? Da. Probă. Apoi, 2.999 împărțit la 7 egal cu câtul? Întrebarea mea, câtul din câte cifre aștepți tu să fie? 2.993. Din 3 cifre. Așa. Din 3 cifre trebuie să fie. Și restul, după părerea ta, cât poate să fie restul? Nu știu. Nu-ți cer exact, dar până unde? Restul. Până la 6. Până la 6, foarte important, până la 6. Aștept restul de la 0 până la 6. Nu-ți poate da, nu poți obține un rest mai mare. Dar dacă îți dau așa, 9.999 împărțit la 7. Te rog să-mi spui câtul din câte cifre l-aștepți. Nu. Câtul? Da. Câtul împărțirii din câte cifre? Data trecută mi-ai spus din 4. Din 4. De ce, mă? Pentru că 7 ori 1000 va da 7000. Foarte bine. Deci de aceea, tot văzând 9000 și depășește pe 7000. Și atunci tu aștepți din 4 cifre să fie. Pentru că de la bun început, 9 e mai mare decât 7. Și atunci merge o dată cu o singură cifră. Nu ești nevoit să iei două cifre. Da? Din start, tu știi câte cifre aștepți la cât. Altfel, dacă nu stau lucrurile așa, nu e bine regulă. Te rog să-mi spui 7.001 împărțit la 7. Dacă ai putea să-mi spui deodată cât este câtul și cât este restul aici, aș fi foarte fericit. Este restul, da. Restul este 1, da. Și câtul este 1000. 1000, corect. Deci, a prins de poanta cealaltă, dar asta am fructificat, că am zis mai înainte că 7000 și restul e egal cu 1. Deci acesta este și făcut, n-ai decât să faci proba, este exact. Evident. Dar 7006
împărțit la 7. 100 este 1000 este câtul și 6 este restul. Sigur, da? Da. Da, așa este. Câtul este egal cu 1000 și restul egal cu egal cu 6. Și dacă îți dau așa 7009 împărțit la 7. Poți să-mi spui deodată cât este câtul și cât este restul? Restul... Pot să vă spun. Zic. Câtul? 1001 și restul este 2. Corect. Da. 1001 și restul este 2. Păi văzut repede că tot duci acolo și 7007 mai adună încă, mai adaugă 1 și restul este 2. Dar dacă spun așa, 7012 împărțit la 7. Să vă spun? Da. 7012 împărțit la 7. Oh, gata. Câtul este 1001 și restul este 5. Foarte tare. Deci 1001 câtul egal cu 1001 și restul egal cu 5. Pentru că tu ai zis 7007. Și am văzut că 7... Până de la 7 până la 12, deci mai e 5, restul rămâne 5. Și iată, așa am făcut. Ne putem juca așa pentru a avea și o evaluare a rezultatului. Da? Dacă îți dau așa 14.001 împărțit la 7. Ce cât aștepți tu aici? Împărțit la 7? Și ce rest, da. Câte cifre? Mai întâi, câte cifre va avea? 5. Păi va fi din 4. Sigur din 4. De ce motiv? De ce nu din 5 cifre? Că a fost o perioadă... Pentru că 1 7 este 700 și depășește 14.000. Deci, practic, tu ai sesizat un lucru. Că prima cifră nu te satisface aici. E 1. Mm. Și de aceea... Gata, cât să vă spun. Cât? Cât este? Cât? Așa. 2000 și restul este 1. Corect. Câtul e 2000 și restul este 1 pentru că proba de 7 ori câte 2000 fac 14.000 și 1 i-a rămas rest. Vezi? Jucându-te așa, evaluezi, simți exercițiul. Când facem mecanic totuși și nu înțelegem... Domn profesor, ce m-am făcut eu? 7 ori 2 va da 14. Sigur că da. Și 2000 ori 7, 14. Și nu mai avem cum să punem 1 și atunci restul este 1. Corect. Restul se adaugă. Ei, practic, înmulți 7 ori 2000 și se facă 14. Și bă, zici, cât se mai trebuie ca să completezi? 1. Deci a pus restul acela și restul l-ai văzut foarte repede. Ne jucăm. Și vom ști și tabla mulțirii foarte bine. În probă o facem. Exercițiul ăsta la împărțire cu o singură cifră deocamdată. Cât mai multe exerciții. Mai dai și tu, Cristina, da? În afară de acestea și câteva care... Sigur, putem formula probleme că avem atâtea kilograme de cartofi. Trebuie să punem lădițe de câte 6? De câte 6? Câte lădițe ne trebuie? Cât mai rămâne? Hai să facem la școală. Da? Deci... Tot timpul facem acest antrenament ca să înțelegem rostul acestei împărțiri. Rostul împărțirii este pentru că suntem puși în situații concrete, așa, în problemele practice. Da? Ștergem tabla. Ce facem? La revedere! Să nu uitați de like, share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! Așa se face, dragilor. La revedere!